Este doliu în sportul românesc. Helmut Ducadam a murit la 65 de ani. Fostul mare portar al echipei Steaua București fusese operat pe cort deschis în urmă cu doar câteva luni. Veste tragică în lumea sportului din România. Potrivit primelor informații, trupul lui Helmut Ducadam este încă la morga spitalului militar. Eroul de la Sevilla a murit în dimineața zilei de luni, în jurul orei două. Duca Adam ajunsese la spitalul universitar din București încă de sâmbătă, după ce s-a simțit rău. Ar fi trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale la aorta și s-a decis transferarea lui la spitalul militar, însă nu a mai prins ziua de azi. Imediat după vestea tragică, potrivit Prosport, Alexandra Ducadam, soția lui Helmut Ducadam, a răspuns pe numărul de telefon al eroului de la Sevilla și a declarat că după decesul soțului său, nu vreau și nici nu pot să vorbesc acum. Apoi a închis telefonul.